Bună ziua, tovarăși buni! Bună seara dacă vă uitați seara, bună dimineața dacă vă uitați dimineața! Eu sunt John, iar el este Drago și astăzi veți urmări un episod nou din... Zi-mă! Hă? Drago e cam tăcut astăzi, nu știu ce are. Uitați-vă și voi, le. E puțin cam tăcut, Drago. Mă, zi ceva! Astăzi va sta cam mut, o mai mereu. Deci, enjoy, nu? Prea tăcut este. Un tovarăș foarte bun. Yeah, oriu de tuci. Bine ai venit, ia-ți aroma de azi. Felul principal e stilul haimanaș. Oriunde te duci, știi că Drago te găsești. Și John aici, aroma în sus. Ce mai faceți, măi, oameni buni? Nu am mai discutat de mult așa ca la carte, să zic așa. Noi am luat o pauză. Cred că ați văzut asta, nu? N-a apăsat nimeni în locul nostru. Mă bucur. Deci, na, practic, eu cu Dragoman am început din nou să facem episoade. Așa-i? Mă! Săracu, se gândește. Uitați-vă voi la el. Ce frumos să se gândește. Da, mulțumim de prezența ta, Drago. Și te dăm la o parte puțin astăzi. Mulțumesc pentru înțelegere. Ce naiba? Am instalat ceva la cameră, o prostie, ca să zic așa, mă întoarce. Ați văzut? Acum cu capul în jos. Ah! Nici așa nu-i bun. Of, doamne! Cam... Foa! Deci, își bate joc de mine. Nu este Dragoman, este camera. Ceva tot este. Perfect! Nu-i perfect. Își bate joc de mine camera. Serios? Deci, cum se poate așa... Perfect! Mulțumesc! Primul subiect despre care vorbim astăzi este unul cu... Vă place să mergeți la biserică? Da. Mă bucur. Este vorba despre măicuțe. Haideți să vedem. Ați pățit vreodată că atunci când faceți exerciții pentru corpul dumneavoastră, să vină cineva într-un mod foarte surprinzător și să vă întrerupă într-un mod neplăcut? Că când moartea te ia prin surprindere, trebuie să o surprinzi și tu la rândul tău. Așa-i, Drago? Drago, așa-i? Oh, uite ce față are, like a boss. Dacă și el spune asta, atunci așa este, nu? Și cum o pot surprinde? Haideți să vedem. Oh! Thank you.
Urmează să vă arăt două fete, sau mă rog, numai una o să vedeți. Cealaltă probabil filmează, dar vocea ei se aude. De ce credeți voi că fac fetele în ziua de astăzi? Nu știu, probabil dădeau o petrecere în pijamale sau au consumat ceva, nu știu. Ioana, să știi că îmi cer scuze. Asta e de la mine. Na, asta e. Ce să faci? Ești vedetă în ziua de astăzi. Haideți să urmărim. Mă? O vrei, știu că vrei. Na, na, bat. Du-te cu de aici. Na-ți. Hai. Ai, 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 fato, da, cu ce poftă muși din această rătică. Sta ca un câine, mrr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 r
prinsă, știi? Și te gândești, sau mă rog, când mestești trebuie să te gândești, știi, oare ce să fac, să mai mușc sau nu? Gustul e bun, nu? Știm asta. Știm asta, Ioana. Peace! Hai, mă, dragă, mă, hai! Mă, dar de ce dai pe jos? Nu, nu, acum trebuie să-ți dau asta. Ia, gura mare, hai, hai, hai. Bă, nu mai da pe jos. Of! Stai cu prietenii. A zis, trebuie să le bagi în gură, rănțănelele. Hai, mă, mă, hai și mănâncă. Hai, mă, gura mare, hai, hop, hop. Intră, intră. No, tu nu vrei, trebuie să-mi arăt tineria, grea. Atât. Hai, mă, mănâncă acum, mănânci? Să mor tu. Hai, mănâncă. Hai, mă. Perfect. Deci, vedeți ce înseamnă un tovarăș? Când îi spui să mănânce ceva, mănâncă. De ce n-ar fi șofat așa? Ia, uitați ce frumos este. Vedeți? Mănâncă, cum să nu mănânce? El, să fim serioși. Da. Data trecută v-am spus ceva de scufița roșie. Mai țineți minte? Hai că las pe Drago să vă spună. Ia, spune-mă, hai mă, spune. Hai mă, zici tu acolo ceva. Bine. Asta e, vă spun eu. Îi dau odată scufița roșie prin pădure și cum mergea ea așa, era și înfometată, dar dintr-o dată s-a făcut somn. S-a dus la rădăcina unui copac și a spus că doarme puțin până ajunge la bunica ei, mai este. O văcuță, văzând-o înfometată, știți voi, văcuță din aia care se mulge. O vede înfometată și ce face? Se duce la ea și dă cu ugerul pe la nas. Blâng, 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 blâng. Dar scufița roșie se trezește dintr-o dată și începe să spună: băieți, pe rând, vă rog frumos! Asta a fost pentru săptămâna aceasta, eu sunt John, el este Drago, el este tot Drago și acela cu care mănâncă este tot Drago. Da, v-am spus că am ceva probleme tehnice cu camera, așa că să nu vă spălați, vă rog frumos, și cu sunetul, din păcate. Nu uitați de un mic like, subscribe, un share pe Facebook și ne vedem data viitoare. Toți. Eu așa sper. Dar până atunci, na, nu știu, răspundeți la întrebarea săptămânii. Deci chiar vă rog frumos să răspundeți. Ce fac fetele în timpul liber? Foarte interesantă întrebare. Chiar vă rog să răspundeți. Sunt foarte curios de răspunsurile voastre.
Și, nu știu, este sâmbătă seara. Deci, na, eu de acum cred că mă duc să mă distrez puțin. Vreți să știți și ce fac eu când mă distrez? Sau ce ascult? Sau, na, nu știu, vă dau doar un indiciu unde mă duc în seara aceasta. Da, va ajunge. Asta a fost. V-am pupat, tovarăși! Avem timp, dar facem ce vor. Nu vreau să trăiesc de parcă nu am să mor. Că e puțin, prea puțin și nu vreau să mă nec. Cum ar vrea alții să fie înainte să plec? Facem ce vor. Nu vreau să trăiesc de parcă nu am să mor. Că e puțin, prea puțin și nu vreau să mă nec. Cum ar vrea alții să fie înainte să plec?